După care domnul Bogu Iorga, președintele juriului de anul acesta, o să anunțe juriul, să va prezenta premiile filiale. Dar haideți să-l ascult la acestea următoarea piesă nocturnă, o piesă din repertoriul lui Gilionisă versus George Bacon. Pe versurile lui George Țărnea, punctul comun. Trec separat prin noi aceleași zile, trec separat prin noi aceleași stări, tăcerea ta îmi stăruie în pupile, plecarea mea îți plânge în așteptări. Nici unul, nici altul nu se îndură să pună capăt chinului din el, deși sărutul n-a înghețat pe gură și frica de împăcare mi la fel. Trec separat prin noi aceleași clipe, trec separat prin noi aceleași legi, iubirea noastră-i plină de risipe, rămâne să înțeleg și să înțelegi. Dar nu e chip să o facem dintr-o dată, și iată-ne constrânși la convorbiri purtate într-o ură mai ciudată, pe seama separatelor iubiri. Trec separat prin noi aceleași zile, trec separat prin noi aceleași stări, tăcerea ta îmi stăruie în pupile, plecarea mea îți plânge în așteptări. Trec separat prin noi aceleași clipe, trec separat prin noi aceleași legi, iubirea noastră-i plină de risipe, rămâne să înțeleg și să o înțelegi.
Revenim la finalul acestui interviu. Nu, nu, nu. O să rog pe doamna Jesuica, care ne-a fost aici, pe atenere, să libereze limba. Ne-au venit și aperitivele. Noi, dar nu avem altă soluție, că faceți-vă treaba, nu e nicio problemă. Dar ne facem plăcere. Urmează plăcerea la treaba. Deci, rog pe domnul președinte al jurului din acest an, al filialei scriitorilor Bacău, domnul Gheorghe Iorga, sau Gogo, cum îi spunem noi prieteni, vă să-l aplaudăm, că a avut misiune grea. Și juriu în egală măsură. Și un juriu la fel, a fost format din domnul Gheorghe Iorga, doamna Bahna Ioara, domnul Paul Spirescu, doamna Cristina Ștefan, doamna Florina Stanciu. Sunt pe aici. Sunt în zonă. Da. Suntem, de fapt, în momentul maxim întâlnirii noastre de astăzi. Chiar dacă am stat o leacă mai găsuiți, mai nu știu cine, am apropiat mai mult unii de alții, ne simțim mai prieteni. Cred că vom fi și mai buni prieteni în continuare. Eu o să rog pe domnul președinte să spună câteva cuvinte despre dificultatea, sau mai puțin dificultatea care a avut un juriu de făcut, după care o să rog să înceapă de la coadă, la premiile speciale spre premiul Opera Omnia. Deci avem un premiu Opera Omnia, un premiu Cartea Anului pentru proză, un premiu Cartea Anului pentru poezie, un premiu pentru Cartea Anului pentru critică literară și eseu, un premiu pentru poezie religioasă și încă 4 premii speciale. George Bacovia, Nicolae Dabija, Victor Stan, care doamna Geta Stan aici va da premiu în memoria soțului său, Victor Stan, deci finanțat, ca să știți, de Victor Stan, și mai avem și un premiu Ion Luca pentru dramaturgie. Vă rog, domnul președinte. Parafrazându-l pe Cogălnicianu, care se referea la traduceri, la 1840, noi putem spune că premiile nu fac o literatură. Adică ele nu au atât o valoare, să zicem, într-o anumită ordine literară, ci vizează mai mult criterii, să spunem, economice, psihologice sau chiar mediatice. Așa că cei care nu iau premiul general nu trebuie să se supere. Ne amintim, cred, de un răspuns pe care îl dă Emil Cioran în interviul acordat lui Liceanu prin 1990, care se arăta dezgustat de premiile literare din Franța, arătând că ele au devenit un fel de afacere, de business, și deplângea această stare de lucruri, neștiind ce se va întâmpla chiar după moartea sa, evident. Dovadă premiile Nobel, care sunt mereu prilej de discuții. Gâlceavă, da. Marii clasici, de exemplu, n-au luat, nu? Niciodată. Marii clasici, vorba de Creangă, de Caragiale, de Eminescu, n-au luat niciodată premie, dacă asta poate fi o consolare. Erau primul premiu, după cum știți, este al lui Timotei Cipariu din 1868. El este și primul abonat, să știți, la premii, pentru că cele două volume de gramatică a limbei române, nu? Analitica și sintetica, au luat fiecare premiul Academiei. Marii clasici, Creangă era considerat un scriitor coporan, deci opera sa este rodul unei spontaneități native și atunci
nu trebuie să ia premiul, pentru că opera sa nu ar avea niciun merit. Nu ar presupune un efort de creație din partea autorului. Eminescu, știți, a primit volumul său de poezii de la Maiorescu în 1883, în decembrie, și era în situația în care era. Iar Caragiale este proverbial în premiul, nu? De două ori a candidat la premiul Academiei, niciodată n-a luat, din motive care astăzi ni se par cu totul curioase, nu? În 1891, când raportor a fost HD-ul, a fost considerat alături de Mite Cremniț, un străin care vrea răul românilor, iar comediile sale nu erau serioase. Iar în 1901, același premiu, aceeași academie l-a refuzat pentru momente și schițe, arătând că nu corespunde orizontului de așteptare al cititorului român, fiind iar considerat străin. Era grec, de fapt. Era, da, și de realitățile românești. După în perioada comunismului, premiile erau o formă de luptă cu cenzura, pentru că aici, cum a spus cineva, nu mai știu cine, în comunism perifraza, parabola, metafora, metonimia în poezie, care a fost extrem de importantă și insuficient studiată astăzi, vorba cu tâlc, nu, a contribuit la o stilistică a literaturii, nu? Era chiar o formă de supraviețuire spre a scăpa de cenzură. Iar astăzi, după cum se știe, se aplică de cele mai multe ori principiul să împăcăm și capra și barza, din motive pe care le cunoașteți foarte bine, nu este nevoie să detaliez aici. Anul acesta juriul a avut o misiune dificilă și oarecum ingrată, dar când nu are, de fapt, pentru că au apărut mai multe cărți bune, iar noi a trebuit să alegem câteva care ni s-au părut care aveau o vizibilitate în spațiul nostru literar aproape greu de descifrat astăzi. Astfel că o să începem cu premiile speciale, deși ele ar trebui să fie o rezultantă. Da. O rezultantă, dar ca să creăm tensiunea, nu de altceva. Dacă începem cu primul premiu, restul își pierde importanță. Ca la Oscar, da. Premii speciale. Premiul Victor Stan. Unde e doamna Gentanică? Da, doamna Gentanică. Se acordă poetului Ștefan Dincescu pentru Mâță pe Soclu. E aici, doamna. Volum foarte, foarte Dincescu, interesant. Veniți încoace. Să-l vă vadă lumea, să vă aplaude. Așa, haideți. Un oltean înfiat și el de Bacău. Doamna, mulțumim, doamne Stan, pentru... Fie acest premiu, bravo! Mulțumim tare! Premiul special George Bacovia pentru volumul Sfera de Foc, Emilian Marcu. Premiul special pentru proză, Nicolae Dabija, Dan Perșa, pentru volumul Bestiaro. Nu este aici, este, da? La e la filiță, de fapt eu dau premiul ăsta și de ce. Și premiul special Ion Luca pentru dramaturgie, teatru școlar în ediție bilingvă, C.
Ceciliei Moldovan. Care ne va prezenta imediat pasta și filmul cu Alexandre. Filmul pe care nu-l premiem deocamdată. Dar nu-l premiem data viitoare la Oscar. Pentru proză. Premiul poezie religioasă. Asta dăm, da, da, am uitat de... Un alt premiu, să-i spunem, religioasă, poezie religioasă, să-l numim tot special, ca un premiu de debut. Pentru care au să dăm și nominalizările. Iuliana Paradi Popescu, volumul Litanii. Poftim? Iuliana Paloda. Și Tincuța Horonceanu Bernevic, imnuri acatiste pentru copii. Premiul îl ia Iuliana Paloda Popescu. Vă așteptăm și doamna Paloda. Felicitări. Acum. Pentru proză. Sau să începem cu Regina, poezia. Deci încep cu critica literară, de jos în sus. Critica? Da. Adică cu cea mai ingrată zonă literară. Eseu, critică și cronică literară. Nominalizări. Liviu Chiscop, poetul Bacovia. Cornel Galben, lecturi aleatorii. Culiță Ioanu Șurelu, antologia scriitorilor vrânceni. Petre Isachi, conversații în oglindă cu Mircea Eliade, volumul 1. Și Maria Elena Cușmir, anomaliile singurătății. Câștigător este Cornel Galben, lecturi aleatorii. Felicitări. Asta ca și, și ca un merit, ca vin rep de la noi în filial. Dar vându poate. Ca să revenim. Ca să luăm premiu. Dar a fost, a plecat și a venit. Acum poezie. Da. Pentru poezie. A unde Victor Muntean? Nominalizări. Marco Emilian, Sfera de Foc. Camelia Iuliana Radu, ziua în care am devenit monstru, Victor Munteanu, cămașă suferită pe trup, Ștefan Dincescu, mâțe pe soclu și Adrian Botez, circ cinic, prozopoeme negre. And the winner is Victor Munteanu. Bun, bine! Hai, Victorie! Bine este vadă lume. Bravo! Bravo, Victor! Cum te uiți acolo? Aici sunt eu. Felicitări! Proză! Nu e aici. Unde nominalizăm este? Dan Perșa Bestiaro, Lucian Strochi, donatorul de suflete, Ion Fercu, Dacă aș fi fost Dumnezeu, Dan Iacob, călătorul, și Mara Paraschiv, cuvântul în exilul unei rame. Câștigător, Lucian Strochi, donatorul de suflete. N-a venit, n-a ajuns, nu știu ce. Acum a sunat pe mine, să-l întreb unde. Întrebați-l dacă e pe undeva. Nu, a plecat că i-a fost rău. Da, a fost aici? Nu l-am văzut. A, a fost, înseamnă că i-a fost rău. Da, el are probleme de sănătate. Și acum premiul. Și acum premiul Opera Omnia. Aici e problemă. Se acordă criticului și istoricului literar Petre Isachi.
pentru întreaga sa contribuție. Și vă rog, doamna Isaac, nu scăpați așa. Vă rog să spuneți un cuvânt aici la... Fiecare trebuia să spună, de fapt. Trebuia să spună toți, dar... E băut? Dați acolo, stați așa. Da, sigur că mulțumesc juriului pentru încredere. Deși, după mine, orice premiu este o ficțiune, o docuficțiune, cum spun eu, care te poate ajuta sau nu. Acest opera Omnia este tiranic, așa, e ca sabia lui Damocle, știi, apasă. Dar e interesant. Sigur că cred în judecata juriului și crezând în judecata juriului, crezi într-un fel în tine. Pentru critică literară e greu să dai verdicte, să vezi care e cel mai bun. De fapt, criticul are valoarea textului pe care îl analizează. Sigur că, intrând în relație cu un scriitor mare, poți să spui, deși adevăratul critic se vede când merge pe debutanți. Câți dintre debutanții lui au reușit în literatură? Ce să vă spun? Mulțumesc mult pentru eroismul dumneavoastră. Ne scuzați pentru sărăcia spațială a Bacăului, pentru că am stat așa înghesuiți, dar v-am primit oricum din toată inima. Eu cred că domnul Brăneanu are un întreg război cu treburile astea. Eu n-aș putea să fac ce face el, îl admir, dar îl și critic totodată. Mie, sincer să fiu, nu mi-a plăcut înghesuiala asta. Probabil că sunt și matusalemic așa și vreau mai multă libertate. Mulțumesc din toată inima. Da, exact. Am găsit explicația, am replică, tot timpul am replică, așa este. Da, 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 da. Mulțumesc tare mult și ce să vă dorim? Tot binele și frumosul pe care îl vrem noi. Da, mulțumesc din toată inima. Da. Ei, bravo, pe naiba. Ce să vedem filmul tău, bă. Da, da. Bine, uite, ai luat premiul pentru... Alo, gata-i. Ai luat premiul pentru proză, pentru donatorul de subte. Spune câteva cuvinte pentru întreaga sală și pentru televiziune, că te aude. Da, deci, în primul rând, mă sunt onorat pentru premiu, pentru că, cu siguranță, erau cel puțin 10. Bine, că-i bun, nu știu. Atât la proză, cât, desigur, și la celelalte genuri, care meritau premiu. Am mulțumesc juriului, așa se cuvine, și vreau să spun că m-am simțit mândru de puține minute câte am fost fizic acolo, că sunt contemporan cu cel din sală. Și că atâta chiar culmeam, că probabil s-a dorit un Guinness Book atâta inteligență pe metru pătrat. Îi felicit și pe ceilalți și voi încerca întotdeauna să fiu la înălțimea Victor Munteanu premiilor acordate. Ce să mai spun? Să fie totul bine pentru toată lumea. Mulțumim tare mult, Doamne ajută! E cumva Victor Munteanu, poate spune. Mulțumim tare mult, domnul Lucian, nu-mi pare rău că nu ești cu noi și acum la final. Da, te rog, te rog. Da, știu că e, dar nu aici în sală, dar te cred, știu că ai probleme de sănătate. Mai e Victor, dacă nu, eu o să vă spun altceva. Da, mulțumesc tare mult. Sănătate multe spor la scris. Domnul Petruș Andrei a citat că n-am amintit de prefața care a făcut-o dânsul, dar nu dânsul ia premiu. Când o să ia premiu dânsul și o să faceți prefața, o să facem invers. Vă auzi, da, e bine așa, da, bine. Bun, mulțumim tare mult, o seară plăcută. Și acum, Victorie nu e, a plecat? A plecat.
Noi am făcut aceste diplome aniversare de 20 de ani, care o să fie dată la toți membrii. La cei care sunteți în seara asta, vă dăm și la cei care personalizați, fiecare, să aveți acolo amintiri, cândva filiala s-a făcut 20 de ani și erați membru a filialei, iar nepoți spunute, domnule, și bunicul meu și tatăl meu a fost membru a filialei la Bacău. De asta o să vi le dăm la cei care sunteți prezenți și la ceilalți o să le trimitem prin poște. În așa fel încât fiecare să primească, cei 90 de membri a noștri, să primească această diplomă, domnul Emilian. Nu te supăra. Nu, bravo, nu te supăra. Ce sens să mă supăr? Când dați o diplomă de... De aniversar. De om care a făcut această filială? Păi, tocmai, poate mai mult. Nu poți să supăr, corect. Bun, acum... Pentru că s-a produs o nedreptate. Care? Nu s-a spus că filiala s-a făcut... Viorel a fost eliptic, ca să nu spun mai mult. Domnul Emilian Marcaș, nu avem discuții prea multe la chestia asta. Prima parte a materialului l-a făcut Viorel. Voi știți ce ați făcut. Da. Eu pe atunci nici nu distanță ajung membru. El a venit membru. Cu dorul calmuschi la nu știu. Și împreună cu Sandu. Deci asta o puteți rezolva. Uite că nu l-am pus pe Dobrescu. Îmi pare rău că am uitat de el. Deci, fata mă duc eu. Deci, vă rog să mă aveți răbdare să vedem din filmul doamna Cecilia Moldovan, dar nu durează mult, decât vreo 3 sferturi de oră, dar până îl mai scurtăm și până ne așezăm noi, până facem mezanplas, mă duc acum să fac mezanplasul, vă rog să aveți o leacă de răbdare și după aceea ne... O mică, foarte mică introducere. Vă rog. Nu mai fac poematic, tehnic scurt. Avem aici figurile din real, deci din istorie. Prima o recunoaște oricine. Imaginea a doua este familia Alexandrii. În mijloc se află vornicul Alexandrii, așa, deci acesta este un tablou de Livaditi, zugravul familiei Alexandrii. În stânga este Alexandrii la vârsta când era îndrăgostit, pentru că filmul se ocupă de fapt de idila lui Vasile Alexandrii cu Elena Negri de sus. Deci e vorba de cele două familii prietene din totdeauna, familia Alexandrii, vornicule Alexandrii și familia Negri. Costache și cu Vasile au fost colegi de la grădiniță, cum s-ar spune, din primele clase și până la sfârșitul vieții, să spuneam, au fost prieteni. În partea aceasta, tot realitatea, nu, aici avem ficțiunea mea, adică așa cum am imaginat eu care regizor, că ar fi fost familia Negri. Și sunt cele trei surori negri, așa, cel, știți că Costache Negri se spune că era mare la trup și la suflet, la spirit, și celălalt este Vasile Alexandre, care și-a dorit săracul să fie din totdeauna în familia aceasta în care a fost deseori, dar nu n-a fost să fie. Așa a fost drama lui, dramă care m-a impresionat extraordinar și am depus, eu zic, un an din viața mea pentru documentare și se bazează pe jurnalul lui așa și pe mai ales pe corespondența lui Alexandrii, care știți că conține 2600 de, da, nu vorbește de dragostea aceasta în toate. Într-o așa. Și cu aceasta despre actor nu vorbesc, că Crem, nu știe toată lumea, Alexandrii a fost Răzvan Alexe Crem, care este actor la Teatru de Comedie de la București și cântăreț hip-hop, care este băcăuan la origine, mie mi-a fost elev și a venit și a prestat în acest film pro bono. Adică el și-a lăsat treburile la București ca să facă acest film, pentru că l-a impresionat. Poate i-a fi plăcut și scenariul, mă rog. Dar s-a gândit că este un film cultural și așa. Mă rog, o să aveți de criticat. Și celălalt, Costache Negri, este actorul Matei Bogdan de la Teatru Bacovia. Și ceilalți suntem incognitou. Dar pentru că nu cerem bani. Este un proiect de voluntariat. Nimeni n-a fost plătit. Nici eu, pentru că am scris sau regizat, și nici nimeni. A fost de suflet, un proiect de suflet și de iubire pentru polimorfismul lui Vasile Alexandrii. Pentru că dacă intri în viața lui, rămâi pur și simplu
Da, unde e sonorul? Hai să-mi dai sonorul.